2 noiembrie, Sfinții Mucenici, Achindin, Pigasie și Elpidifor. Savorie, împăratul Persiei, fiind întunecat cu închinarea de idoli și plin de fără de lege, când a ridicat goană mare asupra creștinilor în pământul său, în cea vreme, între slugile care slujeau în curțile lui, erau în taină și 3 creștini, Achindin, Pigasie și Anempotist, care, într-o ascuns slujind lui Hristos, pe mulți aduceau cu învățăturile lor la aceeași bună credință. Pe aceștia 3 i-au denunțat la împărat că nu numai ei singuri cred în cel răstignit, ci și pe alții îi vatămă cu aceeași credință ca pe o otravă. Elpidifor, unul din boierii împăratului, care a luat partea sfinților, a fost trecut și el prin sabie. Începutul lunii noiembrie, luna brumei mari și a promoroacei, este un bun prilej pentru a acoperi pomii mai gingași, pentru a îngropa via, a curăța pomii de mușchi pe timp umed și a depărta zăpada de lângă garduri.